al doilea videoclip în care amestecăm ingredientele. Acum, după ce am adăugat drojdian, făină, fiind ingrediente uscate, adăugăm zahărul în laptele care avem un lapte călduț. Zahărul s-a topit și îl adăugăm. Amestecăm puțin. Acum o să adăugăm ouăle, care au fost și ele bătute puțin. Adăugăm și lingura de smântână. Și începem ușor. Amestecăm ușor. Acum adăugăm aluatul opărit. Amestecăm. Albușuri de bătute. Și amestecăm. Acum adăugăm untul topit. Esență de vanilie și esență de rom. Un cozonac bun. Trebuie aromat bine. Aluatul e doar amestecat, nu e prământat deloc. Și o să îl prământăm pe masă. Împăturii de 4-5 ori și îl lăsăm să se odihnească cam 10 minute și începem frământarea a doua. Thank you.
puțină apă caldă, îl întindem și îl pliem din nou. Aluatul este foarte elastic, dacă observăm. E un aluat, nu e viscos. Fără prea mult efort, doar pliere, îl întindem, îl pliem. Ulei în, să nu ni se lipească. Avem nevoie de puțin ulei aici. Ne facem de paletă, îl luăm